Ora de lectură. Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Am avut nevoie de o perioadă îndelungată de timp până când să pot pricepe de unde venea. Micul Prinț, care îmi punea multe întrebări, părea că niciodată nu le aude pe ale mele. Nu am fost lămurit în totalitate decât încetul cu încetul, și asta din cauza unor cuvinte pe care le rostea întâmplător. Așa cum a fost, de pildă, când a dat cu ochii de avionul meu. Avionul nu vi-l desenez. Ar fi un desen mult prea complicat pentru mine. Și m-a întrebat. Ce bazaconie mai e și asta? Nu e nicio bazaconie. Ăsta zboară, e un avion, avionul meu. Și am spus cu mândrie că eu zbor. Atunci el a exclamat: Cum? Ai căzut din cer? Da, i-am zis eu cu modestie. O, asta e bună! Și micul prinț izbucni într-un hohot de râs care m-a supărat destul de mult. Mie nu-mi place ca cineva să râdă de nenorocirile mele. Apoi adăugă: De pe ce planetă ești? Simțind un fior în ceea ce spusese, l-am întrebat imediat. Va să zic că tu vii de pe altă planetă? El însă nu mi-a răspuns. A clătinat ușor din cap, uitându-se la avionul meu. Ce-i drept cu ăsta, nici nu poți veni de departe. Multă vreme s-a pierdut în visare. Apoi și-a scos oaia din buzunar și s-a adâncit în contemplarea comorii sale. Vă închipuiți cât de mult m-a pus pe gânduri mărturisirea lui în legătură cu celelalte planete. De aceea m-am străduit să aflu mai multe. Din Cotrovii, prichindelule, unde e acasă la tine? Unde vrei să-mi duci oaia? Mi-a răspuns după o tăcere îndelungată. E bine că mi-ai dat și o ladă în care va avea și ea o casă peste noapte. Sigur că da. Și dacă ești cu minte, am să-ți dau și o funie ca să o priponești în timpul zilei și un țăruș. Propunerea aceasta, după cât mi s-a părut, îl miră pe micul prinț. S-o priponesc? Ce idee năstrușnică! Păi dacă nu o priponești, se duce cine știe pe unde și se poate pierde. Din nou, prietenul meu izbucni într-un hohot de râs. Și unde ai vrea să se ducă? Oriunde, unde o vedea cu ochii. Micul prinț rosti atunci cu multă seriozitate. Nu-i nimic, la mine acasă e atât de strâmt. Cuprins de ușoară melancolie adăugă. Unde-i vedea cu ochii, nu cred că poți ajunge prea departe. Aflasem un lucru foarte important, că planeta lui de baștină abia întrecea mărimea unei case, ceea ce nu prea avea cum să mă mire. Știam bine că, în afară de marile planete, precum Pământul, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-a dat câte un nume, pe lume se mai află o puzderie de alte planete, uneori atât de mici încât abia le poți zări cu telescopul. Când un astronom descoperă vreuna, îi dă în loc de nume un număr, ca de exemplu asteroidul 3251. Am motive puternice să cred că planeta de pe care venea micul prinț era asteroidul B612. Acest asteroid nu a fost zărit decât o singură dată cu telescopul în 1909 de către un astronom turc.